Aș dori să aduc în sufletele voastre un strop de speranță, mai ales că dacă ne uităm în jur, lumea este cam supărată, din vari motive, da? Mulți încruntați, supărați, peste tot, și în media, și pe stradă. Însă aș vrea să vedem în ocazia aceasta cum privește Dumnezeu supărarea aceasta a oamenilor care vine din diverse probleme, sau care vine din mânia oamenilor împotriva Lui. Și am intitulat mesajul din dimineața aceasta Simplitatea și ironia lui Dumnezeu, pentru că găsim la Dumnezeu o simplitate extraordinară pe care a scris-o în natură. În natură lucrurile sunt foarte simple, funcționează după niște legi simple, nu sunt complicate. Și în același timp găsim și acea ironie a lui Dumnezeu. Dacă e să vorbim de ironie, putem să vorbim din mai multe puncte de vedere, pentru că paleta asta a noastră emoțională este foarte diversă. Poți să vorbești despre o ironie sarcastică, despre o ironie răutăcioasă, despre o ironie cinică, despre o ironie care vine din indignare. Da, este un alt registru emoțional. Sau despre o ironie răutăcioasă și așa mai departe. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, întotdeauna a privit ființa umană atât cu o ironie a indignării, când vorbim de răzvrătirea omului, cât și de o ironie a compasiunii. Vă aduceți aminte de perioada când părinții se uitau cu oarecare ironie duioasă la problemele existențiale pe care le aveați sau le aveam. Mi-aduc aminte când eram copil în zona Moldovei, în Piatra Neamț, erau niște ierni foarte puternice, zăpadă mare. Într-o zi mi-aduc aminte, a luat tata lopata de zăpadă și a făcut tranșee prin curte, atât de multă zăpadă era. Deci până primăvara era zăpadă foarte multă. Și într-o dimineață a trebuit să mergem la cumpărături, la alimentară. Pentru mine era un adevărat stres să pășesc până la brâu în zăpadă și am început să plâng. Tata, nu mai pot! Și el, râzând, m-a luat în cârcă și a zis, hai, sus, hai că trebuie să mergem să luăm pâine, să luăm ulei, să luăm alimente. Și m-a dus până la alimentară, m-a lăsat jos acolo în fața alimentării, am intrat acolo, am făcut cumpărăturile, după aia m-a luat înapoi în cârcă. Pentru el era atât de simplu. O ironie, nu? Față de o problemă care pentru mine era atât de grea, era oarecum de netrecut, de nerezolvat. Și pe de altă parte, putem vorbi și de acea ironie care vine din indignarea lui Dumnezeu. Atunci când oamenii se răzvrătesc împotriva Lui, Dumnezeu se uită cu ironie, cu indignare și spune, păi, ne punem unii cu alții. Adică suntem la același nivel, suntem la aceeași capacitate. Hai să fim serioși. Și uneori Dumnezeu ne dă un bobârnac, fie lăsându-ne să suportăm consecințele alegerilor noastre, fie ne mai dă câte o nuielușă. Să vedem că de fapt suntem în sfera aceea nemintoșeniei. În cartea Psalmilor, la capitolul 2, este prezentată această ironie și această simplitate a lui Dumnezeu vis-a-vis de răutatea și răzvrătirea oamenilor. Și aș vrea să citesc doar primele 4 versete. Spune aici, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucrurile deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Vă dați seama cât de caragioși apărem în fața lui Dumnezeu când noi încercăm să ne răzvrătim împotriva Lui. Cât de caragioși apărăm în fața lui Dumnezeu când noi suntem mânioși pe El. Mi-aduc aminte când citesc scenele acestea în care oamenii se mânie pe Dumnezeu de momentele în care Caleb se enervează. Da, și puf, e rău, așa, este nervos, crâșnește din dinți, bate din picior și vrea să se impună și începe să plângă și nervos se duce în camera lui, trântește ușa pentru că vrea să se impună. Cam așa este și mânia noastră față de Dumnezeu. Uneori râd,
Alte ori trebuie să aplicăm corectarea de aciditate, nu? Că se întrece o anumită limită. Și așa face și Dumnezeu. E atât de simplu pentru El totul. E atât de simplu. Și privește cu atâta ironie comportamentul ăsta pe care noi îl ducem într-o sferă foarte gravă. Dacă facem un pic o modulație și ducem spre problemele pe care le avem noi ca oameni, pentru care ne stresăm cel mai mult, pentru care ne frământăm, pentru care suntem atât de debusolați și uneori atât de tensionați, Dumnezeu le privește cu aceeași seninătate, cu aceeași bunătate și le rezolvă cu o simplitate extraordinară. Când Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta și s-a născut în Betleem, unii s-au bucurat, alții s-au mâniat foarte tare. Pentru unii a fost o mare bucurie și o mare încântare, dar pentru alții a fost o tulburare atât de mare încât pur și simplu au zis, trebuie să terminăm cu el. Și în acea ocazie am putut să vedem simplitatea și ironia lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, la capitolul 2, spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit magii din răsărit în Betleem și au dat de știre că s-a născut Mântuitorul, dar nu știau unde. Și spune cuvântul că Irod și tot Ierusalimul s-au tulburat pentru că a venit Mesia. O tulburare atât de mare încât Irod a zis, trebuie să termin problema aceasta, să o rezolv, să termin cu împăratul iudeilor, să termin cu mântuitorul acesta, pentru că îmi deranjează planurile. Și poate că în zilele noastre întâlnim tot felul de probleme cauzate de oameni, de oameni corupți, de oameni mincinoși, de oameni rău intenționați, de oameni care nu se mai satură de anumite beneficii, de oameni care nu au scrupule. Și tremurăm și suntem foarte stresați, suntem foarte debusolați, suntem foarte dezorientați. Și uităm că Dumnezeu, cu ironia Lui caracteristică și cu simplitatea Lui caracteristică, poate să rezolve problemele foarte, foarte ușor. Gândiți-vă cât de multă greutate dădea Irod acestui gând de a-L nimici pe Mântuitorul. Și ce planuri avea, o întreagă strategie, armate, să-l prind, să caut toate serviciile de informații puse pe seama lui. Să-l prindă! Și ce a făcut Dumnezeu? A dat câteva vise. Da? A dat un vis magilor și le-a spus, nu vă mai întoarceți pe drumul ăla, luați voi, nu vă mai luați după GPS, las că vă dau eu o altă rută. E mai simplă și nu are atâtea baricadări și atâtea lucrări de drumuri, da? Nu aveți atâtea filtre pe acolo. Și-a dat un vis magilor. Și magii au zis, ok, nicio problemă, Doamne, ne ducem, vedem și altă rută. Apoi spune cuvântul că Dumnezeu, versetul 13, după ce au plecat magii, a trimis un înger și a vorbit lui Iosif. Tot într-un vis. Iosife, ia-o și tu de aici, din iesle aceasta și din locul acesta pe Maria, pe prunc și duceți-vă în Egipt, că nebunul ăsta are niște crize de isterie și de personalitate. Până se rezolvă problema cu el, mergeți în Egipt. Și cu un vis, Dumnezeu rezolvă și problema asta. Și, bineînțeles, Irod a răbufnit, a avut acea mânie pentru că planurile nu i-au ieșit, dar Dumnezeu, cu lucruri simple, a rezolvat o problemă foarte complicată. Un vis. Apoi a trebuit să se întoarcă familia sfântă din Egipt. Și din nou spune versetul 19 din capitolul 2, după ce a murit Irod, l-a lăsat cu problemele lui,
Un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Și Iosif ascultă, se duce înapoi în țara lui Israel și totul se rezolvă. Cu un vis. Și până la urmă, cred că Dumnezeu poate să rezolve foarte simplu lucrurile grele din viața noastră, cu puțină ironie caracteristică Lui și cu simplitatea caracteristică Lui. Mi-aduc aminte, vis-a-vis de simplitate, povestea profesorul meu de fagot din conservator, spunea: trebuie să cauți întotdeauna simplitatea, să simplifici lucrurile, nu te complica. Dar ca să ajungi la simplitate, trebuie să muncești foarte mult. Astfel încât oamenii, când se uită la modul în care cânt sau face anumite lucruri, să spună: a, înflacă asta, ce mare lucru să faci chestia asta. Dar când se apucă să facă lucrul respectiv, zic: mamă, dar nu m-am gândit că e așa de greu. Simplitatea lui Dumnezeu este foarte complexă. Dar dacă ne gândim la modul în care face lucrurile și rezolvă lucrurile, este entuziasmant pentru noi. Și ne dă speranță că în toate greutățile vieții acestea, pentru Dumnezeu nu este nimic surprinzător, nu este nimic greu, nu este nimic imposibil. Gândiți-vă la momentele din istoria mântuirii în care Dumnezeu a intervenit, când oamenii pur și simplu nu mai găseau nicio soluție. Au venit popoarele vrăjmașe să termine cu poporul Israel. Și printr-un proroc, Dumnezeu zicea: hai să rezolvăm și problema asta. Când a trebuit să treacă Marea Roșie, Dumnezeu a zis: ce rost au toate vaiurile astea, țipetele și toate frământările? Ce ai în mână, toiagul? Lovește cu toiagul marea. Simplu și ironic în același timp. Cu un toiag să despici marea, să treacă poporul, să rezolve o problemă atât de grea, care din punct de vedere omenesc n-avea nicio ieșire. Dacă ne uităm la viața și lucrarea Mântuitorului, putem vedea aceeași simplitate și aceeași ironie în același timp. O simplitate care apare din puterea aceasta a lui Dumnezeu. A venit diavolul să-l ispitească. Și Iisus Hristos de fiecare dată, cu cuvântul, îi spunea: uite, ce stă scris. Până când la urmă i-a zis: înapoi a mea, Satano. Păi chiar acum vrei să mă plec înaintea ta? Închină-te lui Dumnezeu. În predica de pe munte, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne prezintă niște lucruri foarte simple. Este ferice de cei ce plâng, de cei săraci în duh, de cei blânzi, de cei flămânzi și însetați după neprihănire, de cei milostivi. Lucruri care pentru noi par anapoda, par pe dos, însă sunt lucruri simple. Și în același timp apare aici și ironia lui Dumnezeu. Va fi ferice de cei săraci în duh, nu de cei care se zbat să fie cât mai sus, de cei ce plâng, nu de cei care caută o exaltare forțată, de cei flămânși și însetați după neprihănire, de cei care caută lucrurile lumii acestea și așa mai departe. La fiecare vindecare putem vedea această simplitate și această ironie a lui Dumnezeu. Vine omul cu lepră, vine omul paralizat, vine omul rupt în sufletul lui de necaz, de păcat, de vinovăție. Și oamenii caută să complice lucrurile. O, stai că nu e așa de simplu. Cum să scapi tu de probleme atât de simplu? Prima dată trebuie să facem o analiză, să facem comisii, să facem tot felul de judecăți, prejudecăți în jurul, să țesem o adevărată pânză a circumstanțelor, a explicațiilor, a prejudecăților. Și vine Iisus și zice: tu ce se vă de aici? Simplu. Ce ai făcut? Care e problema ta? Asta. Crezi? Cred. Să fii vindecat. Facă-se după credința ta. Simplu. Și ironic în același timp. Aduceți-vă aminte de momentul în care l-a vindecat pe orbul acela din naștere. Au venit ucenicii: oare cine a păcătuit? Cine-i de vină? Au venit fariseii, cărturare: dar cum de ți-a deschis ochii? Ce procede a folosit? Ce metode?
Și zice orbul, simplu. Păi mi-a făcut tină, mi-a uns ochii și m-a vindecat. Și uite că văd, a, nu se poate așa, chiar așa simplu? Și zice Dumnezeu, da. Nu ne vine să credem că Dumnezeu are toate lucrurile sub control și că niciodată nu este luat prin surprindere de nimic din ceea ce vine în viața noastră. Pentru noi, care suntem în lumea aceasta și suntem limitați în comparație cu El, lucrurile apar mai complicate, însă pentru El nu sunt niciodată complicate. Și dacă ne uităm la Evanghelie și la ceea ce vrea să ne transmită Dumnezeu în zilele acestea și nu doar în zilele acestea, este că El a venit în lumea noastră să facă lucrurile simple și să ne arate că nu trebuie să dăm atâta greutate problemelor noastre. Și să ne demonstreze lucrul ăsta, a coborât din slavă, din împărăția Lui, acolo unde era adorat de îngeri, din toată bogăția aceea, și n-a ales nici măcar să se nască într-un hotel de 5 stele sau într-un han de lux sau într-o casă împărătească. Și asta era o mare jignire pentru El. Și a zis, aleg să mă nasc într-un grajd. Contrastul acesta ne dă o lecție atât de puternică, contrar cu tot ceea ce vedem în lumea noastră, cu această falsitate prin care ni se transmite un mesaj, cu cât ești mai complicat, cu cât ești mai bine afișat și marketat, cu atât ai mai multă valoare. Și zice Dumnezeu, nu. Valoarea nu stă în asta. Valoarea stă în ceea ce ai tu în suflet, în misiunea ta, în ceea ce faci. Toate celelalte pot fi bune. Sunt darul meu. Dar dacă valoarea ta este dată doar de ce zic alții despre tine, înseamnă că n-ai înțeles despre ce este vorba. Și ca să-ți arăt că valoarea nu stă în astea, mă nasc într-un grajd, eu împăratul slavei, să-ți arăt că oricât de jos ai ajunge, nimic și nimeni nu-ți poate strivi valoarea. Pentru că eu am pus valoarea asta în tine, în sufletul tău, și pentru că te iubesc, vreau ca de azi înainte să fiu Dumnezeu cu tine. Uite, mă plec eu jos ca să vezi că oricât de jos ai fi, nu înseamnă că n-ai valoare. Simplitatea lui Dumnezeu și ironia Lui. Și observați că în toată lucrarea lui Iisus Hristos pe acest pământ a vrut să transmită oamenilor mesajul acesta, că măreția lucrării și a personalității tale nu stă în lucrurile complicate și în împopoțonări inutile, ci stă în valoarea ta de suflet, în caracterul tău și în măreția lucrării în care crezi tu pentru ce trăiești în lumea aceasta. Mi-a plăcut foarte mult că au încercat unii să-L înjosească. Zică, lasă, că știm noi de unde ești. Și Mântuitorul numai le dădea câte o replică și răsturna cu toate teoriile lor, cu toate prejudecățile, cu toate meșteșugurile lor, cu toate comitetele, numai una singură le zicea. Sau le punea câte o întrebare. Veneau ei, se gândeau câte 3 săptămâni cum să-L prindă cu vorba. Ce zici de asta? Hai să vedem cum o descurci. Și le punea numai o întrebare, cum citești în lege? Cum? Aristotel mai avea o tehnică din asta de a răsturna gândirile astea polarizate și oamenii care erau porniți într-o anumită direcție începea să le pună întrebări. Vreau să mă sinucid! Dar de ce vrei să faci chestia asta? Omul aștepta argumentări, dezbateri. Dar de ce vrei tu să faci chestia asta? Păi cum începea să bâlbâie, să dea din stânga în dreapta și mai punea o întrebare și încă o întrebare. Și știți, în momentul în care începi să pui întrebări, mintea începe să se deblocheze.
Încercați lucrul ăsta. Să nu răspundeți unei întrebări care este pusă așa invers. Să răspundeți cu o contra-întrebare. Și o să vedeți că reacția este alta. Și așa a făcut Dumnezeu. Cu lucruri simple ne-a învățat să vedem că viața poate fi frumoasă. Că problemele pot fi rezolvate și altfel. Și că El niciodată n-a pierdut controlul niciunei situații. Cartea Apocalipsei ne prezintă ultimul conflict dintre bine și rău. Momentul în care lucrurile se vor strica rău de tot. Și că mânia Balaurului va fi atât de mare împotriva copiilor lui Dumnezeu, încât pur și simplu par fără scăpare. Însă și aici Dumnezeu a rezolvat problemele. Și spune în capitolul 12, ei l-au biruit nu cu pile, nu cu relații, nu cu influența lor, nu cu inteligența lor, deși toate sunt bune, sunt darurile lui Dumnezeu, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. E atât de simplu și cu toate astea complicăm atât de mult viața noastră. Ne stresăm atât de mult pentru lucruri care nu contează. Și ne nefericim. Însă Dumnezeu, cu ironia Lui, va rezolva toate aceste lucruri și cu simplitatea Lui. Și spune că indiferent ce va veni în viața ta, pruncul din iesle poate să-ți rezolve toate problemele. Pare așa foarte ciudat. Însă asta este realitatea. Hristos Domnul este Dumnezeu cu noi. Este Cel care vrea să ne dea speranță, să ne ajute să trecem peste problemele care ne asaltează și să fim cu adevărat fericiți. Și când lucrurile se vor strica de tot, spune Dumnezeu, și aici am o soluție, sângele mielului. Și vă aduceți aminte că în Apocalipsa capitolul 7, Ioan vede la un moment dat o mulțime de oameni și întreabă, Doamne, dar ăștia de unde vin? Ăștia vin din necazul cel mare, au avut probleme, au avut cele mai mari confruntări în lumea asta. Și cum au ajuns aici? Prin sângele mielului. Ei și-au albit hainele și le-au spălat în sângele mielului. De aceea sunt vrednici să stea înaintea scaunului de domnie. Cred că bucuria aceasta a mântuirii și lucrurile simple pe care Dumnezeu le pune în fața noastră ne pot face fericiți. Sângele mielului, jertfa lui Iisus Hristos, nașterea lui în Betleem, providența lui, promisiunile lui, puterea lui, ar trebui să ne dea atâta speranță și atâta bucurie, pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt simple. Și poate să simplifice și problemele în viața noastră. Și uneori ne mai ajută să fim și ironici cu viața asta. Mi-aduc aminte de străbunica mea care nu știa carte. Și atunci când era greu, erau săraci, duceau greu, erau vremurile alea de comunism după război și era foarte greu. Avea o ladă de cartofi sub pat și două, trei borcane zacuscă. Și la un moment dat, când avea ea frământările ei, începea să cânte. Sunt sărac în lume, gol și ticălos, dar bogat și mare e Iisus Hristos. Și cânta ea și plângând și șalina suferința cu cântarea asta. Îi mai venea în minte câte o făgăduință și începea să iasă de acolo. Unchiul meu a fost un om foarte optimist și cu toate astea a murit de cancer. A suferit mai mulți ani de cancer și 15 ani s-a luptat cu boala aceasta. Dar în cele din urmă l-a răpus. A fost un munte de om, a fost travan, a avut echipă de muncitori, a lucrat mult. Și era un om foarte optimist.
Și și-a păstrat optimismul ăsta până a murit. Mi-aduc aminte când l-am văzut penultima oară. Era atât de slab, palid, dinții, el a avut o dantură foarte frumoasă până târziu, erau carbonizați. Tot a mâncat cancerul. Și se uită la noi, ne-a văzut așa descumpăniți, descurajați și compătimitori față de el. Și a zis, da, ce vă uitați așa la mine? Dacă mă duc în Somalia, sunt Mr. Somalia. El era rost de cancer. Dar încă mai avea puterea să zâmbească, încă mai avea puterea să privească cu ironie momentele acelea grele. Erau dureri cumplite de cancer și la un moment dat făcea ironie, făcea haz de necaz și spunea, stați liniștiți, că eu problema mea cu Dumnezeu am rezolvat-o de mult și dacă mai trăiesc, mai trăiesc să-i dau slavă lui, iar când va fi să mor, o să mor. Și o să-L văd pe Dumnezeu. Credința te ajută să vezi lucrurile simplu și cu oarecare ironie și detașare. Uneori e și amărăciune acolo, dar dacă nu te lași doborât de întristare, înseamnă că ai înțeles credința, l-ai înțeles pe Dumnezeu și ești fericit. Îmi doresc ca în anul acesta care stă acuș în fața noastră să ne gândim să simplificăm lucrurile în viața noastră. Să nu mai gândim complicat și să ne gândim că, așa cum zice un proverb tibetan, bucură-te de ziua de astăzi că s-ar putea să nu mai prinzi alta. Azi ești în putere, mâine s-ar putea să nu mai fii. Și dăm atâta greutate, nimicim ziua de astăzi cu stres, cu necazuri, cu dorința de a face mai mult. Da, și este bine. Dar astăzi se desfășoară viața ta. Și mâine poate se desfășoară viața ta. Și zi cu zi îți otrăvești viața sau străiești viața. Să simplificăm lucrurile în viața noastră. Și în același timp să avem și doza aceea de umor. Că nu se învârt toate în jurul nostru, că până la urmă lucrurile se rezolvă cumva. Mi-aduc aminte, eram înainte de un concert la Arad și eram foarte, foarte stresat. Trebuia să cânt cu filarmonica și aveam emoții. Era prima dată când cântam cu filarmonica și a venit prim fagotistul de atunci. Și a zis, ai emoție, a? Zice, auzi, știi, spune-o ceva. Nu există concert să nu se gheache. A zis în ardelenește. Adică nu există concert să nu se termine. Și a zis, cu asta mai terminat. Zic, na bun, hai că... Zice, auzi, bun, prost, cu mâi, zice, nu contează. Nu există concert să nu se gheache, să nu se termine. E, și cred că asta este valabil și cu problemele din viața noastră. Până la urmă, nu există problemă să nu se rezolve cumva, să nu se termine. Da, și cu simplitatea aceasta și cu ironia, cred că putem să rezolvăm multe lucruri în viață. Dumnezeu ne învață să fim și simpli, ne învață să avem și această ironie prin care ne detașăm de probleme și viața devine mai frumoasă. Vă doresc multă binecuvântare. Și vă doresc multă, multă pace și bucurie în suflet, dar nu uitați că asta atârnă de voi. Cât de simplu vedeți lucrurile și dacă folosiți doza de ironie necesară ca să ieșiți din acea problemă și să duceți viața mai departe. Amin.